Am ajuns în Londra, sunt a doua oară aici și vă anunț din start că am mâncat mult și gustos. În drum spre Londra mi-am luat un wrap cu hummus și legume marinate, care a fost bun. Am mers pentru prima dată cu metroul și parcă am fost într-un film horror. Îmi era frică de sunete puternice și parcă aveam senzația că nu mi-ajunge aer. Hello, London! Am mers spre hotel, se află în regiunea Soho. Locația e foarte bună, la fel și prețul comparativ cu altele. Cred că e cea mai mică cameră de hotel. Priviți ce distanță este între pat și baie. Iată, uitați-vă. Dar important că este totul curat. Pat avem, baie avem, într-o view avem, priviți ce view. Wow! Am revenit la pub-ul la care am fost în 2019 după Fish and Chips. De câțiva ani stau cu gândul la el. Max e pentru prima dată în Londra. Mai întâi am luat Guinness cu coacă zăneagră. Da, da, ați auzit bine. Vă îndemn și pe voi să încercați, e ceva deosebit. Apoi a venit comanda. Priviți cum arată acest Fish and Chips. Crusta era demențială. Cartofii erau prăjiți de 3 ori. Dacă veniți în Marea Britanie și nu gustați plăcinta lor cu vită, atunci puteți spune că nici nu ați fost. Desigur că trebuie să mâncați una bună. Iată, aici, în acest pub, a fost extraordinară. Aluatul sfărâmicios, carnea moale, de se topește în gură și sosul le unește pe toate. Am comandat și inele de ceapă, la fel preferatele mele. Sunt mari cât capul meu. Am mâncat tot și nu am regretat nicio secundă. A fost tare gustos. Vă recomand cu mare drag acest pub. Acum mergem la Buckingham Palace. După această cină copioasă am mers kilometri buni. Am vizitat Buckingham Palace. Mi-a plăcut să-l văd și noapte pentru că totul e mai calm, nu e multă lume. Apoi am mers să vedem Big Ben. Turnul este de fapt cunoscut oficial ca Elizabeth Tower, redenumit astfel în 2012 pentru a sărbători jubileul de diamant a reginei Elizabeta a II. Înainte era cunoscut ca Clock Tower. Iată și London Eye. După ne-am îndreptat spre hotel și ne-am luat o înghețată la 2 cu vișină și ciocolată. E ora 10 și mergem să luăm micul dejun, să bem o cafea, după care să ne mai plimbăm și azi și mâine mai avem. Și sper să mâncăm și azi ceva mișto. Iată, am vrut să mergem mai mici, dar din cauza că este rând foarte mare, noi o să mergem mai departe. Nu, eu n-am răbdarea asta să aștept așa de mult. Unde mergem? Ce-am mai căutat eu. Am dat peste acest restaurant care ne-a atras atenția și am intrat să luăm micul dejun. Ne-am comandat un ceai negru, eu mi-am luat ouă royal cu somon pe clătită din spanac, ceva interesant. Iar Max și-a luat shakshuka. Mai mult mi-a plăcut mâncarea lui Max. La fel, acest local este cunoscut pentru deserturile sale, așa că ne-am luat măcar o tartă cu merengă și maracuia. A fost bună și nu am regretat. Mi-a plăcut mâncarea, localul și deservirea. Vă recomand cu mare drag. Am luat metroul și am mers spre Tower Bridge. Podul a fost construit între anii 1888 și 1894 și leagă partea de sud cu nordul orașului. În fiecare zi pe acest pod trec peste 40.000 de oameni. O să bem un shot de ghimbir. Mama ne mai aduce aici niște snack-uri. Noi că tare am mâncat, eu nu știu, mai tinc. Hai să bem un shot pe acest fond. Apoi ne-am plimbat liniștit prin Londra. Ador arhitectura, cabinele telefonice și autobuzele cu două etaje. Am trecut pe la Pret a Manger, mi-am luat un wrap cu hummus și legume. Am băut un cappuccino și am dispărut pe câteva ore la shopping. Am prins ora de vârf în metrou, a fost foarte fain. Seara am mers la Hard Rock Cafe. Ne-am comandat câte o bere, ei sunt foarte populari pentru burgerele lor. Eu mi-am luat burger cu pulled pork. Mi-a plăcut mult, am mai luat o porție de inelușe crocante care la fel mi-au plăcut. După această cină am mai mers pe jos câțiva kilometri. Dimineața am luat liniștit micul dejun la Lavazza. Mi-am luat un cappuccino și un croissant cu cremă de fistic. Astăzi este o zi minunată!
Îmi place cum se schimbă aici timpul. Ieri ploua, era pe somărât, azi e soare. Azi vă mai sos ploua. Ok, sper să nu plouă. Și o să avem o zi destul de interesantă. Ne-am îndreptat spre marketul All Foods, de mult vroiam să văd ce are. Acest magazin se axează pe mâncare organică, de cea mai înaltă calitate, desigur că și prețurile sunt mai mari. Într-adevăr, totul arată tare bine, e frumos aranjat, totul este proaspăt și nu am putut să-mi iau nimic, pentru că de data aceasta călătorim doar cu rucsacul. Oricum vă arăt ce mai puteți găsi aici. Iaurturi vegane, mâncare pentru câini și pisici, desigur că organică, la fel înghețată vegană, o varietate mare de pește, lunch boxuri de diferite tipuri și arată foarte bine. Apoi am descoperit Fortnum & Mason, sper că am zis corect, dar cred că nu. Cineva mi-a zis că sunt preferații case regale, sunt tare multe chestii interesante, gemuri, biscuiți, ceaiuri și multe altele. Noi am cumpărat un cadou, dar din aeroport mi-am luat biscuiți și au fost tare buni. Noi suntem jocați câtă lume este la palat. Dar ceva se întâmplă acolo. Păi azi e praznicul reginei. Mâncăm găluște. Da, am aflat că se schimbă gărzile. Se schimbă gărzile. Shot din dimineață în autobuz cu două etaje. În Londra n-am mai băut. Am eu un biset din YouTube. Dulce. Și o să mâncăm chipsuri din alge de mare. Mergem în cartierul Chelsea și ne întâlnim cu Olga în restaurantul asiatic numit Huo. Am luat multe bunătăți și mi-a plăcut atât mâncarea cât și localul. Îl recomand cu mare drag. După care am vizitat Muzeul Natural de Istorie, intrarea este gratis și aveți ce vedea aici. După ni s-a făcut foame, am mers spre un local unde se zice că au stridii bune. Ne-a prins ploaia și ne-a udat din cap până în picioare. Am ajuns la restaurant și ne-a impresionat că are câteva rozete. Se promite a fi gustos. Așa și a fost. Am mâncat calamari prăjiți, stridii, fish and chips, creveți, pane și ne-a plăcut tot. Ok, hai să fiu sinceră, mi-a plăcut mai puțin calamari pentru că erau prea mult gătiți, dar peștele a fost genial. Dacă o porție era puțină, am mai comandat o porție. Da. Dacă e sezonul lor, acum trebuie de mâncat. Bune. Am luat o cafea și ne-am îndreptat spre hotel. Mulțumesc, Londra, pentru experiență și mâncare bună. Până data viitoare!